elevi, părinți și foști absolvenți care susțin că totul a fost o glumă. De altă parte, un părinte a depus o plângere împotriva profesorului de matematică Severius Moldoveanu, un părinte care susține că el cunoaște un caz concret, un elev care s-a târât în genunchi în clasă și chiar a primit un punct în plus. Academia Română se declară public nemulțumită de felul în care vrea Ministerul Educației să schimbe din temelii învățământul în clasele 5-8. Academicienii reclamă intenția de a reduce numărul de ore la discipline fundamentale și enumără istoria, latina și limba română. În plus, îi spun că în noile proiecte elevii vor studia multe materii, însă la modul superficial. În replică, Ministrul Educației, Adrian Curaj, spune că proiectul este încă în dezbatere, iar... actrița Iulia Ciochină și scenarista Ruxandra Ghițescu în cadrul Berlinale Talent, precum și de coproducția româno-germană A Quiet Place. Spectacolul de teatru coreografic Lom Dada, realizat de coregraful Gigi Căciuleanu după textul Lom Aproximativ al lui Tristan Țara, va fi prezentat în premieră pe 11, 12 și 13 martie la sala Ateliera Teatrului Național din București. Gigi Căciuleanu spune că revine astfel la teatrul coregrafic, ceea ce înseamnă că spectacolul este bazat nu pe mizanscenă, ci pe coregrafie. Pentru acest spectacol, în două personaje, regizorul va urca pe scenă alături de un tânăr actor al Național lui București.